Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ia Sfânta neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești pe ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și nu ne duce pe noi în ispită, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Cea de la Sfântul Evanghelist Luca citire, Doamne, Dumnezeul nostru, cerce din înțelepciunea cerului Tău duhovnicesc, îi vezi acum pe tine aceștia. În urmă cu 3 luni de zile am fost alături de dumneavoastră la încheierea anului școlar 2014-2015 și vă felicitam atunci din partea executivului pentru rezultatele bune obținute la învățătură de liceul dumneavoastră. În același timp vă transmiteam vacanță plăcută, o bine meritată vacanță și reîntâlnim în toamnă cu energie și pregătiți pentru un nou an școlar. Iată-ne că a sosit acest moment în care ne-a reîntâlnit elevi, dascări, profesori și administrație publică pentru marea provocare a noului an școlar. E o zi emoțională, o zi care este dedicată vouă și în același timp vreau să vă spun că în fața acestei mari provocări sunt alături de voi, profesorii, dascării, familia și administrația publică locală. Nu sunteți singuri, pentru că sunteți viitorul comunității noastre, viitorul națiunii noastre și toți trebuie să facem corp comun pentru a vă sprijini într-o nouă etapă educațională a dumneavoastră. Profesorii cu siguranță vor transmite cu dăruire și profesionalism cunoștințele profesionale pentru o nouă etapă de pregătire a dumneavoastră. La fel, familia va fi alături de voi cu dragostea părintească și cu tot ce înseamnă sprijinul moral și material. Iar eu, în calitate de primar al municipiului Dej, o să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a vă asigura condițiile educaționale pentru dumneavoastră, cum am făcut și în anii precedenți. Vreau, la începutul anului școlar 2015-2016, să felicit încă o dată cadrele didactice, conducerea școlii, pe voi, pentru că an de an ați reușit să obțineți rezultate foarte bune la învățătură, rezultate confirmate la concursurile și olimpiadele locale, județene și naționale. Și acest lucru se vede pentru că liceul dumneavoastră devine încet un simbol al învățământului liceal din Dej și nu numai. Iată de ce meritați felicitările noastre și în același timp, sigur, în calitate de primar am dorit să compensez aceste rezultate bune a dumneavoastră prin această investiție care s-a finalizat în urmă cu 2 ani de zile și mulțumesc conducerii cadrelor didactice care au fost alături de mine pentru a putea finaliza această frumoasă și utilă investiție pentru dumneavoastră. Vă doresc din suflet și mult, mult succes în anul școlar 2015-2016 vouă și dascărilor voștri. La mulți ani! Inspector General al Poliției Române, Chestor General de Poliție, Petre Tobă. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, siguranța în școli constituie o prioritate pentru Poliția Română. Prevenirea deglivenței juvenile și a victimizării minorilor reprezintă un capitol semnificativ în activitatea pe care o desfășurăm pentru ca în zona unităților de învățământ să nu se comită violențe sau alte fapte ilegale. La început de an școlar vă asigurăm de sprijinul necondiționat, de experiența pe care o avem, astfel încât împreună cu dumneavoastră, părinți și profesori, să dezvoltăm un mediu sigur pentru educație. Dragi elevi, vrem să știți că suntem alături de voi și că împreună putem găsi soluții la problemele cu care vă confruntați. Nu ezitați să ne cereți sprijinul atunci când este nevoie. Ca să caute cu milostivire asupra școlarilor acestora și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii bune de știință și de toate faptele cele bune spre slava preasfântului Său nume, să le dăruiască sănătate și zile îndelungate,
spre întărirea bisericii sale și a țărilor, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și miluiește-i. Doamne, Dumnezeul nostru, care cu chipul Tău ne-ai cinstit pe noi oamenii și ne-ai îmbrăcat cu voie de sine stăpânitoare. Vacanță, care oricât ar fi de lungă, ni se pare câteodată scurtă, ne-am întors cu toții la locul, la matca, unde ne strângem să acumulăm cunoștință, să devenim personalități marcante ale culturii și științei. O generație de oameni celebri care au sărbătorit în acest an 65 de ani de la absolvirea liceului au pus acolo sus o placă. Vă rog să o citiți și să vedeți ce îndemn ne fac acei oameni. Ați venit la școală să învățați. Nu atât pentru voi, cât să știți la școală, ci pentru viață. Un dicton latin ne spune non scole servite discimus. Învățăm pentru viață, nu pentru școală. Societatea românească trebuie să intre într-o stare de normalitate. Se pare că lucrurile se vor așeza. Ori ca să avem o normalitate, trebuie ca cei care populează această societate să fie personalități.